Pentru că azi e miercuri, înseamnă că e ardealui mingea. Astăzi? Marius, te rog frumos, da, ai văzut că eu mai nou vin cu soluții salvatoare pentru voi. Am venit cu umbrela, v-am salvat de inundație, astăzi am ceva special pentru voi. O invenție! Mai surprins, Adelina! O invenție! Știi ce? Întreabă-mă ce! O invenție! Da! Doamnelor și domnilor, în curând mușcata mea o să-mi ceară să citească Hegel. Da, Adelina, ce invenție, mamă dragă, spune iubita. Dragule, am inventat un dispozitiv de împachetat tricouri. Un dispozitiv de împachetat ce? Tricouri. Tu de obicei le despachetezi, dragă. Du-te, mă, de obicei le dau jos. Da, să trecem peste. Deci, hai, să-ți arăt. Uite, să fac o demo. Să-mi arăt, dar de când îți împachetezi tu tricourile? Asta nu înțeleg. De când mi le împachetezi, da. Din totdeauna. Numai tu nu ai avut ocazia să mă vezi. Nu știu, eu la tine în dulap numai de alea motor și te-am găsit, sincer. Lasă că nici cămașa ta nu arată mai bine. Deci dacă tot de acolo am scos-o, ce vrei? Da, hai fă-mi un demo să vedem. Uite aici așa. Punem frumos tricoul, da. Pac! Una! Pac! A doua! Și pac! A treia! Gata, împachetat! Auzi, pacul ăla era de la dispozitiv? Da, uite, îți mai arăt odată. Da, fără pac, odată, fără pac, uite, să vezi să... Deci merge și fără pac. Fără nicio preparație. Una. Wow! Acum l-ai făcut invers, dar e bine că dispozitivul acceptă comenzi diferite. Sunt mai multe variante, A și B, deci te rog frumos, setezi. Stai un pic, Adelina, da. Ăsta este dispozitiv cu comandă dublă, da? Da. E comandă vocală și comandă manuală, nu? Tu pe care ai folosit-o? Știi ce? Îți dau manualul de instrucțiuni și hai să te dumirești. Lasă-mă cu din astea. Bun, care e etapa următoare? Ai inventat dispozitivul ăsta, perfect. Deci, există A și există B. Ce n-ai înțeles? N-am înțeles cum îți împachetezi rochile. Rochile? Da. Urmează, dragule. Urmează și pentru rochi, și pentru sutiene, și pentru chiloței, și pentru tot orice putem să împachetăm. Ar vrea eu să văd cum împachetezi tu niște bikinei cu ditea dispozitivul ăla. Eventual de aia, chiloți rusești care intră în cizme. Vrei să te surprind? Surprinde-mă, tu în continuu mă surprind. Da? Mi-a arăt, data viitoare mi-a arăt tu cum se... Bine, mă gândeam dacă acel dispozitiv pe care tu l-ai inventat se poate adapta să fie automatizat, să nu mai fie manual? Dar și unde-i farmecul atunci? Da, unde e lucru manual, la unghi, e da. Făcut de mine, uite ce drăguț e. Și uite ce frumos împachetează, deci te rog frumos. Nici da, la uite. Magazin nu ai văzut așa ceva. Adelina, da. Eu propun să invităm niște persoane care ar putea adapta un dispozitiv acelui dispozitiv pe care l-ai inventat tu, ca să nu mai trebuiască să pui mânuța, da? Pentru că sunt niște băieți foarte deștepți, o să vezi imediat ce au făcut. Niciunui student nu-i place să audă sunetul ceasului deșteptător dimineața. Ciudat, nici mie. Vouă? Dar de cele mai multe ori alarma este oprită, iar somnul poate continua neperturbat. Doi studenți somnoroși din fire au găsit rezolvarea acestei probleme. Doamnelor și domnilor, invităm în platou pe Sergiu și Bala! Bună seara și bine ați venit, dragilor inventatori! Bună seara și bine v-am găsit! Da, voi sunteți cu mintea sprintenă, cum se spune, nu? Adică mintea hodinită și aveți timp să vă gândiți la chestii de-astea. Da, avem timp, de norocul nostru. Facultatea ne permite. Da, unde sunteți? La ce facultate sunteți voi? La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Era să cred că la croitorie, dacă n-am văzut chestia asta, mi-am dat seama că nu, că n-are nicio legătură. Cum se numește proiectul vostru?
Proiectul nostru are un nume englez, Hard to Stop Alarm Clock, pentru că concursul la care concurăm este de origine americană, Digiland Design Contest. Așa că așa l-am numit. Ce e ăsta de fapt? Căruciorul ăsta, ce-i? Este un robot care are o funcție principală. Funcționează ca un ceas deșteptător, dar este mai mult decât atât. În momentul în care vede că vrei să oprești alarma, fuge. Agitat! De așa, de nebun prin casă, prin dormitorul ăia? Nu, fuge câtă vreme se sizează mâna aproape de el. În momentul în care nu mai vede că vrei să-l oprești, atunci se oprește și continuă să sune. Ăsta e un dispozitiv care se poate adapta foarte bine și nevestei. În momentul în care vede că ridici mâna să-i tragi două, pleacă cu nevasta din raza de acțiune. Iar senzorii din față sunt prevăzuți pentru a nu se lovi de obstacole. Se întâmplă să și fugă de mână și să dea cu capul de pereți. Sperăm să nu fie cazul, de aceea am pus cei doi senzori ca să le ocolească, să se întoarcă și să ia în altă direcție. Da, și trebuie să stresăm că asta nu e încă o variantă finală. Deci mai e o lună până la concurs, e beta. Da, deci asta e varianta beta, da. Eu acum am uit, care e ceasul? Ceasul, de fapt, este în această plăcuță mică. Da, bine, și cum îl văd? Cu ochelari nu văd acolo. Nu. Acea plăcuță ține ora, aceasta va fi afișată aici pe LCD. Ah, deci avem acolo, ia, întoarce un pic să-l văd și eu. Așa, deci are un afișaj. Nici așa nu-l văd, dar mă rog. Și în momentul în care sună alarma, da, l-ai fixat să sune la ora 7, da? Să zicem. Să zicem, da. Da. Și vreau să dau cu mâna să-l opresc. Da, atunci se sizează mișcarea. Senzorul de acolo. Da, senzorul de aici, care e și un radar, de fapt. Deci are, aia am vrut să spun, că are rază de acțiune mai mare, pentru că eu vreau să-l opresc din partea aia, că ceasul e cu afișajul spre mine, nu? Exact, și alarma se oprește de aici. De acolo. Deci chiar sub senzor. Așa că... Mai bine pune ceva să curenteze, sau... cum v-a venit ideea asta? Voi sunteți niște somnoroși, așa-i? Este adevărat și ne-am gândit de multe ori cum am putea face să ne trezim mai ușor și din vorbă în vorbă am ajuns la această idee. Cu o găleată de apă rece ați încercat? E un pic mai ieftină, e adevărat, da? Da, mult mai ieftină, dar și mai neplăcută. Cam ce buget ați avut pentru construcția? Cum îl cheamă pe ăsta micu? Hard to Stop Alarm Clock. La ce nume lung i-a spus? Zice Horty sau ceva. Da. Păi... firma Digiland ne-a acordat o sponsorizare și un discount foarte generos. Da, pentru componente. Pentru componente, desigur că sunt de la ei. Per total, robotul costă în jur de $300. Da, $300. Mă gândesc că pentru banii ăștia mai că aș dormi încă o oră în plus. Da, sigur. Da. Cine mai e înscris în competiția asta, mai știți? Alți concurenți? Din câte am înțeles, sunt în jur de 30-40 de echipe înscrise. Sunt studenți din Cluj și nu numai, din România și din sănătate. Aceasta este faza europeană a concursului. Și este cineva de care vă e frică în această competiție? Am văzut niște proiecte foarte ambițioase. Un elicopter care face mapare 3D, un hovercraft și nu mai știu ce. Deci sunt proiecte foarte ambițioase. Bine, mă, copii, dar nu se compară cu un ceas, măi. Asta e difuzorul pe unde urlă la tine? Sau? Exact. Difuzorul de alarmă. Da, auzi, de $300. Nu poți să cumperi mai multe ceasuri, să le pui așa din metru în metru și dacă strici unul mai sună celălalt, nu e mai rentabil. Da. Acesta e, să spunem, proiectul pilot pentru dezvoltare și dacă o să fie cumva să ajungă să fie produs în serie, bineînțeles că costurile vor scădea. Și dai și o formă frumoasă, nu? Îl faci așa. Sigur, urmează să-i punem și o carcasă și un buton mare. O să fie un fel de Adelina. Formă de inimioară s-ar putea. Da, știi cum, eu mă gândesc că cu $100 dau Adeline și mă trezește atât la zgâlțe de mie până mă trezesc. Da, să știi că sar, poți să sar lângă tine așa, pac, pac. Da. Ce planuri de viitor aveți? Nu v-ați gândit să omologați cesulețul ăsta în străinătate? Nu, nu ne-am gândit încă la chestia asta. Prima dată trebuie să finalizăm proiectul, să meargă ca lumea. Și după aia ne prezentăm la concurs și judecând după rezultate, vedem ce se întâmplă mai încolo. Da. Hai să facem un mic demo aici. Da, de ce nu? Se poate? Da, se poate. Stresăm încă o dată că e versiunea beta. Da, deci să
fim înțeleși, da? Nu, e beta. Da. O să fie o persoană care este foarte interesată de această invenție. El va fi pilotul de încercare al invenției voastre, da? Pentru că el este omul care are cea mai mare nevoie de așa ceva. Da? Hai să-l punem aici jos un pic. Da, și să nu azi alarma prima dată, eventual. Ba da, sigur. Da, deci acum eu dorm. Și bine v-am găsit aici alături de această superbă invenție, da? Îmi place foarte mult cum sună. Bună dacă... seara, o clipă că nu v-am prezentat. Dânsul este domnul Antonescu, îl cunoașteți, nu? Da. M-am născut obosit ca să mă odihnesc o viață întreagă. Bună seara și bine v-am găsit. În Parlament este foarte, foarte frumos, însă da, din când în când te apucă somnul. Noi avem nevoie, noi cei din PNL, avem nevoie de o astfel de invenție pentru a ne trezi odată și odată la realitate și a contribui la alegerile din România de anul acesta. Deja zgomotul acesta mă face să mă trezesc, deși este 18 și 11 minute. Domnul Antonescu, eu zic să-l testați totuși. Dacă... Aș vrea să vin să-l, dar mi-e frică că nu o să mai pot adormi. Hai, stai, în vechi. Stau lângă dumneavoastră. Care este intensitatea, dragii mei, al acestor sunete? Intensitate, bă, e reglabilă. Reglabilă. Puteți să o reglați pe silent? Da. Da, vă rog. Ce faceți, domnul Marius? Veniți la noi în PDL, o să fiți în organizație de tineret, la 118 ani, sunteți cel mai tânăr. Bănuiam eu. Bănuiam, domnule. Foarte frumos. E cu circuite integrate sau cu... Exact, așa, da, cu circuite foarte integrate. Cât va lua să-l construiți? Lucrăm cam de 2 luni la el. Cât? 2 luni. 2 luni și să-l face să bâzie? 10 minute. 10 minute. Așa face și soția mea, mulțumesc frumos. 10 minute, m-a băzit. Haideți, domnul Antonescu, să-l testăm, să vedem dacă funcționează. Eu aș dori, vă rog să vă ridicați după canapea, da, mulțumesc. Și să veniți, ce frumos sunteți îmbrăcați, vă rog, veniți la plasmă cu SZ, vă rog frumos, veniți la plasmă și eu o să mă întind pe... Pe canapea. Pe canapelniță, da. Noapte bună. Vă rog să-l faceți acum să tacă. Și după ce o să tacă, eu o să adorm, pentru că să știți că la mine eu sufăr de adormire precoce. Cum vă perina, cum termin cu capul pe ea? După ce vedeți că adorm și sforă e mai rău decât un elicopter, vă rog să-i dați drumul să vedeți dacă mă trezesc sau... De acordo? Voi fi președintele României. Tăceți, mănășturencelor, că o să vă dau la papar. Ioi, ce bine. Ioi. Thank you.
De fugit nu a fugit, dar probabil s-o speria foarte tare. Gata, lasă-mă da, să dorm, trebuie să fiu președintele României. Se da. Oprește de aici. Da. Bun, nu stați cu... Așa, întoarceți-vă un pic mai... Așa. Ăsta o să-mi distrugă planurile de viitor. Wow! Nu trebuia să fugă. Opa. Ni. Numai la comandă cu tenis. Văd că funcționează. Da, și probabil nu-i plac. Sau e cu senzor olfactiv. Da. Din păcate, pe suprafața aceasta patinează puțin. Noi l-am testat pe covor, aici patinează un pic. Da, uite, aici eu prins cablul la roată. Și cred că de-aia făcea... Foarte bine, și brătienii făceau același lucru. Vă mulțumesc foarte mult, o să-l cumpăr. Și noi vă mulțumim. În câte exemplare puteți să-l scoateți? În câte veți avea nevoie, oricâte. O să am nevoie să-l scoateți în 10 exemplare. Da, pentru și... că atâția membri avem în birou executiv de la... Face același zgomot ca și când mă bărbieresc. Îmi place foarte mult. Domnul Marius? Da, vreau să spun că ați putea face un model cu poza lui Ponta pe el. Da, și să jucăm darts. Da, efectiv, că așa poate tace. Da, mulțumim foarte mult. Succes în continuare cu... Noi vă finanțăm și vă sprijinim. Roboțelul. Și noi ne venim în platou după o scurtă promo cu PNL. Ne treziți când e gata. Bună ziua. Cu ce vă putem încânta? O apă plată cu lămâia. Plătiți numerar sau cash? Cu cardul. Wow, ce tare, super. Apica, păiuțu, manechina. Și... pentru dumneavoastră? Pentru mine? Pentru tine? Alo? Tu ești? Alo? Nu se aude. Bună seara! Foarte tare ceasul ăla, mi-a plăcut, nici nu vă imaginați cât de tare. Eu am acasă un sucitor. Ia atât ai. Știți ce e sucitorul? Ceva de genul ăsta numai rotund. N-o să văd eu ceasul care îmi rezistă. Ăla care vrea să mă trezească pe mine. Așa-i dau în freză de tot de răburi îl fac. Dintr-unul fac 4 când adun piesele tăche. Gata! Trecem la lucruri serioase, nu mai râde de ceasuri. Facem o băutură astăzi, îi spunem cocktail Margareta. Amestecăm în scuturător zamă de lămâie, de la o portocală, iașenii, tătă. Bine, punem niște... Nu, asta nu-i bună, asta e bună, niște tequila nefezandată. Știți cum e tequila nefezandată? Fără jerni. M-am tăiat. Ce-mi trebuie? Amu, punem un deț de vin alb. Unde mi-i dețul? Mi-o furat dețul cea cănei, ia-l-ai. Ăsta e dețul de vin alb. Amu, vă întrebați, ce trăznicotă vinul în rețeta asta? Vă spun sincer, vinul îmi place mie. Aș putea să-l beau fără să-l pun în cocktail, dar după aia să pea puțin. Să iau un pahar cu gură largă. Ia ăsta. Așa, ca lui Margareta. Că Margareta e vecina, că de el l-a și botezat așa. Și amu, fiți atenți, îi punem niște sare pe gură. Nu la Margareta, la pahar. Luăm așa, ne umectăm de ajetul, băgăm în sare și punem așa pe gură. Ați văzut că se mai face de este, nu? Bun, am pus sare. Putem încerca și cu niște țipirig. Adică borax.
Dar după aia trebuie să-l beți în fugă și așa e păcat de el. No, fiți atenți, punem băutura cine ia. Adelină, ia o gură, ca tai cât al lui Margareta. Miroase a lămâie. Gura e cât al lui Margareta, să nu mă înțelegi greșit. Și în timp ce tot bei și fugi la budă că am pus borax, cântați-mă! Dacă cerul prea n-a va părea, dacă mâine tot mai sus vei zbura, ești așa departe, te voi urma. M-ai ridicat când am fost la pământ, am alergat prin ploaie sau vânt, mereu ai fost cu mine. Hey, my friend, brațele deschise spre ce te chem și aștept. Cu brațele deschise, oh, te aștept. Come on. Dacă tăcerea dintre noi va vorbi, dacă vântul mă va trezi, chiar de vei fi departe, te voi găsi. M-ai ridicat când am fost la pământ, am alergat prin ploaie sau vânt, mereu ai fost cu mine, cu mine oricând. Brațele deschise spre cer, te chem și aștept. Chem și aștept cu brațele deschise, te aștept. Revenim din nebunie cu o altă nebunie. Să vedem ce pățani a mai avut Orel Tămaș săptămâna trecută. Hai dați aici în palatul frezelor, de pe cap și inginale. Bine v-am găsit, draga mea! Draga mea codruța, nu te-am văzut de două veșnicii și o eternitate. Incredibil! Ce faci, scumpa? Ce ți-ai făcut la păr? A, niște bucle drăguțe, sper. Niște bucle, ai niște bucle. Hai să te îmbrățoșez așa, ne iai, iai, iai. Iai, ca așa-mi vine zenul când te țu în brațele astea obosite de plugar. Cum ești, bine? Te-a despărțită?
n-aș putea să zic împărțite! Așa. Hai să facem o spălare ca să crească freza mare! Cântați-vă ceva! Și, Doamne, când te speli pe cap, măi. Ei, Doamne, când te speli pe cap, și când ai mândră pe plac, mătreața, mătreața tătă dispare. Doamne, mătreața tătă dispare și se face pe rumole. Să-i dau din tuflă! Hai, mănășturu! Sărut mâinile! Bună ziua, bine ați venit! Orel! Aura! Aura! Și dacă mai vreau ceva, la-la-la-la-la-la-la-la, să mai bun de aura, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hai un pic la frizerie, șa-la-la-la-la-la.